După remiza cu Dinamo București, Gloria Buzău a rămas la un punct în spatele echipei din București, ratând șansa de a se apropia de Oțelul Galați, clasată pe al doilea loc, direct promovabil. Buzăul va avea șansa de a se apropia de Gălățeni cu o singură condiție însă, să câștige cu Poli Iași, echipa virtual promovată matematic în Liga 1. Cu obiectivul aproape îndeplinit, elevii lui Leo Grozav ar putea veni în câng mai puțin motivați, iar buzoienii ar putea avea o șansă pentru promovarea directă în Liga 1. Tot pe 7 mai Oțelul Galați va avea un meci greu în deplasare cu CSA Steaua. Echipa lui Daniel Opriță, lider la un moment dat în Liga Secundă, vine după două meciuri slabe, 0-1 cu Gloria și 1-1 cu Unirea Dej. 7 puncte în clasament despart Gloria Buzău de Oțelul Galați, cu doar 4 etape înainte de finalul campionatului.